Alin Minciunescu se numește criminalul femeii și nu este la prima tentativă de omor. În anul 2014 a înjunghiat o tânără în fața catedralei din Mioveni, iar astăzi a lovit din nou. Acesta a așteptat-o pe Georgeta Dorobanțu să treacă strada. I-a aplicat mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului. A lăsat-o pe femeie într-o baltă de sânge și s-a făcut nevăzut. Ce să văd? Am văzut femeia tăiată acolo și curgea sângele, era tăiată la gât. Am mai apucat să țipe, să... Atât a zis, m-a tăiat, dar noi am ieșit repede, am dat perna aia de acolo și a picat femeia jos așa și era tăiată la gât, dar curgea sângele ca la porc. Și ce a făcut doamna în timpul ăsta? A fugit acolo la etajul, pe scara aia, că stă acolo la etajul 2 și avea cuțitul în mână. L-a prins cineva apoi? A venit poliția și s-a dus după el și cred că l-a fi prins pe scară sau că el fugea cu cuțitul. Dar îl cunoașteți? Nu, mi-a spus o doamnă, că a zis că e băiatul lui doamna Minciunescu. Minciunescu, care a mai făcut la catedrală, știți? Da, știm că cu fata aia, a înțăpat-o și pe aia cu cuțitul. Dar femeia asta ce făcea? E o femeie de la Amanet de aici. Venea la servici, cred. Deci trecea femeia pe stradă. La Amanet? La Amanet, da. A cunoscut-o cineva că e de la Amanet și vedeți că i-a dat cu cuțitul de... Acum 2 ani de zile am mai făcut aici, la catedrală. 3 ani. La catedrală stătea pe bancă, a trecut o fată pe lângă el și a scos cuțitul și a băgat în el. Dar a stat vreun pic la pușcărie sau la nebuni? A stat undeva? La psihiatrie a stat. Da, dar a trebuit să nu-i mai dea drumul, că băiatul ăsta nu e la prima faptă, am înțeles că e la a treia, a patra faptă. Dar e fost profesor. Da, eu am fost cu fratele lui în clasă, familia lui o cunosc, e o familie de oameni buni, dar nu știu ce a pățit băiatul ăsta. Și acum a atacat-o pe femeie dintr-o dată, așa, pe stradă? Da, am înțeles că a trecut strada pe aici, el a stat acolo, la terasă și pe aici, când a ajuns în zona asta, era cu cuțitul și a fugit și s-a dus spre casă, că stă în spatele lui pe aici. Și l-au prins acasă sau pe scara blocului? Pe scara blocului aia. Pe scara. Pe scara. Pe scara. Da, știți despre femeie, știți ceva, ce făcea pe aici? Păi nu, femeia a înțeles că a stat la terasă și pe aia când a dat și a traversat strada, el s-a ținut pe aia și i-a dat pe cuțitul. Așa am înțeles și eu. A urmărit-o? Da, a urmărit-o. Așa a făcut și cu fata aia atunci, a stat pe bancă, probabil că i-a picat fata trebuie pe lângă el și pacă, s-a ridicat și a dat cu cuțitul și pe aia a luat-o la fugă. Nu, că ei stă la etajul 3, de pe palierul ăsta. Dar știi ce a făcut? Vă era frică de el? Nu. Auzit, mama lui stătea permanent cu el? Permanent. Și astăzi unde era? În timpul când s-a întâmplat accidentul ăsta, am văzut că urcă în sus, către școală, pe stradă. Dar era învățătoare pensionară ea? Da, da. Ce căuta la școală, știți? De ce s-a dus? Mai preda niște lecții. Și pe el în timpul ăsta lăsa singur acasă? Da. Și el atunci a ieșit când ea s-a dus la școală? Cred că da. Martorii au sunat stupefiați la 112 și la fața locului au ajuns mai multe echipaje ale pompierilor, SMURD și ale serviciului de ambulanță județean. Femeia a primit primul ajutor la fața locului și a fost transportată la spital. În ciuda manevrelor de resuscitare, aceasta a intrat în stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Terapie intensivă mobilă a intervenit la întâmpinarea unui echipaj al ambulanței care a preluat o femeie de 69 de ani ce prezenta plagă înjunghiată la nivelul gâtului. În momentul preluării, femeia a intrat în stop cardiorespirator, a fost transportată la spital cu manevre de resuscitare în curs, iar în urma protocolului efectuat, femeia a fost declarată decedată. Alin Minciunescu are 37 de ani și după incidentul din 2014 a stat un an internat la Vedea și a fost dat drumul, cu toate că atentase la viața unui om. Ce a avea făcut femeia? O cunoșteați? De ce ați omorât-o? Ia un drag cu deci de 3-4 ani de când e bolnav și merge la Vedea, nu s-a ameliorat deloc. Deci trebuia să fie într-un centru, el este bolnav și trebuia lăsat, internat, dar undeva specializat. Vedea da. Nu e capabil.
Deci vederea nu e capabilă. De aia l-a scos mama dumneavoastră că erau condiții proaste acolo? Dar eu am fost, eu dar n-ați întrebat? Păi știu că chipul s-a ameliorat, a fost. Deci nu am ce să... Așa i-au spus medicii că e mai bine și poate ieși? Da. Acum și-a dus la bun sfârșit pornirile criminale și este posibil să se repete scenariul. Fapta sa este încadrată la omor, dar având în vedere că este declarat bolnav psihic, va ajunge cel mai probabil tot într-un sanatoriu.